Că ăsta a fost și motivul pentru care noi meritam să câștigăm, pentru că am întâlnit niște echipe extraordinar de bune, am reușit să eliminăm campioana, nimeni nu se aștepta la asta, noi tot așa prin dorință și acum Baia Mare ne-a bătut deja de două ori, cred că de trei ori era prea mult. Când este mai greu și câștigi, atunci este cel mai frumos. Da, într-adevăr, am întâlnit cele mai grele echipe în marea majoritate a timpului în această cupă, dar am avut o revanșă de luat în fața celor două înfrângeri din campionat cu Baia Mare și mă bucur nespus de mult că acești băieți minunați care s-au sacrificat, mai ales cei care s-au sacrificat, și n-am să dau nume aici, dar pot să spun un singur lucru, că am făcut o alegere bună să ne despărțim de unii dintre ei astăzi. Diferența s-a făcut aici, în piept, în inimă. Baia Mare a fost și este un pol foarte important al handbalului românesc. Sunt foarte, foarte mulți cunoscători de handbal aici, în sala din Baia Mare. Tot timpurile, meciurile, indiferent cu cine am jucat aici, au fost într-o atmosferă vulcanică. Din fericire pentru noi, în ultima parte a meciului am pus pe tabelă o diferență ce a făcut ca sala să nu mai pună atât de multă presiune pe noi. Am reușit să conservăm acest avantaj și în cele 3 minute rămase, în ultimele 3 minute rămase, am știut să ducem meciul la bun sfârșit, deși nu mai aveam puteri.